Focuri care se aprind singure, locuri încărcate de energii înfiorătoare sau creații ale naturii care sfidează logica. Chiar dacă românii obișnuiesc să creadă că România nu sunt prea multe locuri de vizitat, atunci când vine vorba despre minuni naturale încărcate de mister, este bine să știți totuși că pe teritoriul țării noastre există o mulțime de obiective ce rivalizează cu marile destinații turistice ale lumii. Așadar, v-am pregătit top 5 locuri misterioase în România. Munții Buceți și Calea Misterelor. Zona munților Buceți este considerată ca având o puternică încărcătură energetică și rămâne principala atracție a amatorilor de senzațional din țară și din străinătate. Evident, cei mai mulți dintre vizitatorii aflați pe Calea Misterelor speră să fie descoperitorii tunelurilor secrete despre care se crede că pornesc de sub Sfinxul din Buceci spre alte puncte din Carpați, chiar dacă scanările geologice n-au scos la iveală existența lor. Strict turistic, munții Buceci sunt cunoscuți mai ales pentru traseele dificile precum Jepii Mici, zona unde foarte mulți iubitori de drumeții s-au rătăcit ori și-au pierdut viața. Oamenii locului sunt convinși că atunci când este o ceață densă, pe acest traseu apare o potecă, un fel de poartă către lumea de dincolo, iar toți cei care calcă pe această cărare își găsesc sfârșitul. Muntele lui Zamolxe. Printre locurile pline de fenomene inexplicabile din România se numără și vârful Gugu din munții Godeanu. Se spune că în anumite momente muntele devine pur și simplu invizibil. De altfel, legendele despre acest loc mistic au apărut încă de pe vremea dacilor, care erau convinși că în vârful Gugu și-a găsit sălaș marele preot Zamolxe. Zona este cunoscută nu doar pentru producerea unor fenomene neobișnuite, ci și pentru faptul că Decebal ar fi ascuns aici o comoară, iar de aici o adevărată invazie de căutători a pornit. Renumele vârfului Gugu a depășit de mult timp granițele țării, Jules Verne plasând acțiunea romanului Castelul din Carpați în această zonă specială. Râpa Diavolului. Locul unde ard comorile aflate în Poiana Trestiei, un sat izolat din Prahova, Râpa Diavolului le-a dat fior reci chiar și amatorilor de senzații tari care și-au făcut curaj să doarmă o noapte pe marginea prăpastiei. Potrivit legendei, zona și-a căpătat renumele de loc mistic datorită preoților daci care obișnuiau să țină aici ritualuri sacre pentru a invoca spiritele naturii. Sătenii povestesc și despre existența unei comori ascunse în Râpa Diavolului de către haiducii care au sârșluit aici odată prin zonă. Aceștia spun că din când în când, deasupra Râpei Diavolului se pot vedea flăcări jucând și că aurul haiducilor este păzit de duhuri rele. Potrivit legendei, instrucțiunile despre locul unde a fost îngropată comoara le pot primi doar cei care dorm o noapte pe buza prăpastiei. Balta Vrăjitoarelor. Despre fenomenele inexplicabile care au avut loc aici au curs râuri de cerneală. Ba chiar s-au făcut filmări speciale și sesiuni foto îndelungate pentru a surprinde lucrurile terifiante despre care se povestește. Situată în mijlocul pădurii Boldu Crețeasca, lângă București, balta despre care se crede că nu are fund și-a căpătat renumele în urma ritualurilor care sunt ținute acolo de Sânziene și de Sfântul Andrei, când se crede că se deschid porțile spre lumea morților. Se spune și că în trecut vrăjitoarele își dădeau întâlnire pe malul Bălții, pentru că doar vrăjile și blestemele făcute aici aveau efecte sigure. Castelul Iulia Hașdeu. Considerat unul dintre cele mai enigmatice edificii din România, castelul din Câmpina a fost ridicat de Bogdan Petricei cu Hașdeu în amintirea fiicei sale, care a decedat la vârsta de 18 ani de tuberculoză. După pierderea suferită, savantul a încercat să ia legătura cu fiica sa cu ajutorul unor ședințe de spiritism. Se crede că Bogdan Petricei cu Hașdeu ar fi ridicat castelul cu 3 turnuri de piatră după planurile pe care fiica sa i l-a trasat în vis. Pe seama edificiului circulă mai multe povestiri și nu puțin sunt cei care susțin că pianul ce aparținea Iuliei Hașdeu se poate auzi în miez de noapte.